No, 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 tem dois, tem dois! Salut, șacalilor, ce faceți? Sunt eu, dovleacul vostru favorit, m-am întors cu un nou episod, dar cum să nu? O trecut și vara, pornim șemineu, că de acum vine frigul, eu totuși filmez în maiou, pentru că astăzi avem o chestie mai interesantă. Voi știți bine că am mai făcut asta cu una. Și voi știți că mie mi-este frică din înălțim, tocmai de asta ne uităm la Most Insane Waters Like Compilation, că de ce nu? Adică fac atac de cord, sincer. Deci vreau să facem neapărat 30.000 de like-uri, că o să-mi cadă părul cel mai mult după clipul ăsta și... Și trebuie să vă spun despre sponsorul videoclipului de azi și anume Tipli. Practic, Tipli este un site super tare de cashback. Adică, practic, primești bani înapoi la fiecare cumpărătură pe care o faci. Tot ce trebuie să faceți pentru a profita de acest serviciu este să vă faceți cont pe Tipli. Vă căutați magazinul preferat de unde vreți să cumpărați de acolo. Sunt magazine precum AliExpress, About You, Notino, Food Shop, Elefant și peste alte 400 de magazine. Aveți ca lumea de unde alege, iar în termen de 48 de ore de la plasarea comenzii, voi să primiți recompensa în contul vostru în funcție de comisionul pe care le are magazinul de unde ați cumpărat. Așa că v-am lăsat un link de înregistrare în descriere, vă faceți cont frumos, vă dați comanda, iar pe lângă cashback-ul de la comandă aveți bonus 15 lei de la mine, din linkul ăla din descriere, da? Hai, shopping plăcut pe Tipli și trecem la episod. Ok, hai să vedem. Mamă, deja, eu sunt și claustrofob, m-am uitat să vă zic. Wow, man, o secundă, vezi marea? What the fuck, Oceanul Atlantic? A, deci m-o bifat din prima și claustrofobia. Păi dacă mai văd și marea și oceanul acolo și mă mai gândesc la toate balenele și sirenele și aqua magic acolo în adâncul mării, mor. No, mai eu v-am zis, sunt și claustrofob. Ei, făinuți, nu pot să zic. Arată făinuți, știi cum să zic, da? Am amețit un pic, de... Am amețit. Aleo, hai că stai ok, bă. Nu mi-ar fi frică. Chiar nu mi-ar fi frică, bă. Când mi-e frică, o să vă arăt chestii pe care am... A, păi de asta au fost lejereanu, bă. M-a luat așa... Mamă, bă, băie, să zici că sunt pe vârful ouă, adică să mor, dacă, deci dacă vă uitați aici, acolo e Bacău, știi ce zic, deci e Bacău acolo. Deci dacă mă uit un pic mai bine, acolo e blocul unde stau eu, deci pe acolo stau eu, dacă mă înțelegeți, da? No, deci dacă mă pui la topogan de sa cu 365.000 de kilometri înălțime, eu am decedat, nu mai. Și m-am gândit că atunci când mi-e frică, să suflu în ăsta, să vorbesc așa, pentru că mi-e frică! Ajutor! Gata, când mi-e frică, vă leu, la cine altă e? O să vorbesc prin asta! Vă leu! Mamă, ce vorbe? Ce că nu mai fac, băi, să nu mai fac, e rău, e rău rău de tot, sincer, vă spun, mă jur, mă jur. Deci uitați-vă, olea, că dacă nu, acolo e muntele Rushmore, să mori. Deci este muntele Rushmore, nu mai, nu-i mică. Ia uitați, aici e luna, vedeți, luna, soarele, nu mai, nu mai. Bă, voi vă uitați, olea, că deci dacă mă duceam așa, deci mă dezintegram, nu mai, mă, nu mai eram până jos, eu nu mai stăm, mă rupeam de la călcâi, așa, în jos. Să mori, uite-l și pe ăsta, să mori Poseidon acolo, direct. Mamă, bă, cât tupeu aveți, vere. Mamă, vere, să mor. Uite, asta se duce încet, e ok. Până cade deodată, nu? Mamă, stai așa, veri, că așa... Mamă, mamă, dă cu capul. Deci dacă nu dă cu capul aici, eu nu închid clipul. Mamă, să mor. Mamă, așa-i făcută chestia asta, veri, să te ridici? Bă, veri, era să moară la mă, nu? Mamă, stai că astea sunt... Ulei, dar nu a fost ulei. Hai, dă capul meu. Aoleu. Hai, bă, că astea sunt ușoare. Ba, nu, nu-i ușor. Mi-e frică oricum. Mamă, e prea mult apă, mânecam. Să mor, muream. Bă, leu, gata. E, hai, bă, că e ok, bă, că nu-s chiar așa fricos, bă. Bă, să-mi ziceți în comentarii dacă voi v-ați dat într-un topogan de ăsta, bă. Eu citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Nu, 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 asta e de la dintre... Nu, nu, nu! Da-l! Mamă, i-o dat drumul ăsta de tot. Bă, leu, nu, 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 te rog, nu, te rog, că mi-e frică, te rog, nu-i dat drumul, te rog, nu-i dat... Uai! Uai! Ajutor! Nu, te rog, te rog, nu. Vai, leu, păi da, vă Thailanda de aici, ești prost, mamă, vă stea cu Americii acolo. Vă leu, vă leu, vă leu! Mamă, dar te sprinzi de asta, vere! Na! Nu-mi place, nu-mi place, eu sunt fricos. Îmi plac, dar sunt fricos. Vai, nu. Te rog, nu-i da drumul. Băieți, vă salut, crucea sfântă cu Dumnezeu înainte. Să ne auzim cu... Mamă, hai că nici...
Mamă, nici la mulți ani n-am apucat să mai zic că nici să tragă respirația, n-am apucat să zic că să mor dacă nu. Mamă, păi muream mânecat aici. Ești prost, muream mânecat. Ia uite-l pe ăsta, s-o dus. Nepoate, zbor, nepoate. S-o dus, nepotul. S-o dus. Nu mai. Ia uite-l pe ăsta, au zburat. Mamă, gata. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Mai ești fricos la de-asta, mă jur, dacă nu ești fricos, rău, mă. Băi, eu de frică am chelii, bă, vă zic sincer, de frică am chelii, mă jur. Am fost la terme aici, în București, cu iubita mea, să vă povestesc fază. Un topogan de ăsta unde trebuia să stai efectiv așa în fund, știi? Unde niște abonați, bă, niște prechindei de ăștia mei. Da, Snic, dă-te că e fain. Mai era unul acolo, Snic, nu te da pe ăla, că ăla nu te duce cu viteză, dă-te pe ăsta, știi? Și m-am dat pe la Veri, m-am dat pe la, l-am ascultat pe prechinde, l-am ascultat. Deci m-am pus pe la când am luat-o așa la valie, era la, bă, Veri, am sărit așa de pe topogan, am zis că mă prind pe acolo, mă fac un tracțiun pe acolo, mă prind, mă cap, știi, dar am sărit rău de tot. Nu vă ascultați, abonații, că nu-i de bine. Mi s-a făcut și cald de la șemineu ăsta, dar lăsăm clipul să meargă și când îi suflu în cornul roșinii. Mamă, Veri, bă, bă, mori! No, no, bă, bă, mamă, Veri, ăsta ce Dumnezeu-i, bă, leu, asta e roata rușinii, să mori, asta e roata vitezii, să mori, nu, deci dacă te-ai băgat în asta, nu mai ești. Nu, deci ai făcut aici, direct ai dus pe lună, să mori, nu, păi eu nu mă dădeam, Veri. Uite-alea, că dă-mi văd țara mea de acolo, Veri, și ăștia sunt Thailanda, să mor dacă nu văd. Mamă, și cu astea cu emoții, aleu, ferească Dumnezeu, mamă, mamă, păi dacă, no, uite-te, băi, Veri, opriți-l, uite-mă la că cere ajutor ăsta. Mamă, ține-te de nas. Mamă, de ce s-a murea? Deci uite sicriul ăsta, deci ăsta în galbenă ăsta te omoară. Ăsta aici ți-o închis sicriul și te-o dus la morgă. Mamă, Veri, ferească Dumnezeu, bă, dar bată-ne, bă, să mor eu dacă nu. Pe bune acum, dar să-mi dea la drumul când vrea mușchiul lui. Dă-te, bă, de aici, că-ți dau o de asta peste cap. Uite, ăsta mai larg așa o leacă, știi? Da, ăsta așa. Cred că cam tot clipul ar trebui să vorbesc așa prin cornul rușinii. Dacă vreți, când o să facem mărci, o să facem și un corn al rușinii. Să spuneți dacă vreți în comentarii, facem cornul rușinii, știi? Pe bune. Deci vă zic sincer, hai că de acum vorbesc numai așa, că am zis că mi-e frică, vorbesc prin cornul rușinii, știi? Mamă, ia uitați-o pe asta, uite, burjal arab, toată Arabia Saudită văd acolo, să mor. Veri, are și lanțul la gât, a murit, clar. Deci dacă și-o țin lanțul la gât, a făcut strangulare gradul 3. Mamă, uite cum îți dă ăsta drumul, Veri, că mi-e rău. Uliu, uliu. Eu nu rezistam atât. Eu îmi dădeam după pe la jumate. Eu nu puteam. Nu poți, Veri, nu te joci cu de-astea. Și mai vezi și pe arabul ăsta cum să acolo. Să-ți facă, a, bună ziua, mai trăiți, mai respirați. Deci cred că la parcurile astea sunt fel de bilete de alea, știi? Există bilet dus întors și există bilet doar dus, știi? Care sunt mai ieftin alea, că ții bilet ăla doar dus. Și dacă te întorci și ți-ai luat bilet doar dus, îți dau aia o recompensă, bă. Să mor eu, dar nu-i deja. Asta, mă, te duci și acolo ai rămas. Păi, dar să mor. Sper că parcurile astea au cimitire de astea lângă, bă, pe bune. Păi faceți, domne, faceți parcul, puneți acolo apă și lângă parc puneți un cimitir, ca să știu și eu dacă am loc de veci acolo. Nu? Eu mor, păi, dar mor direct în topogan. Să mor eu. Sper să fie un fel de topogan care dacă ai murit în topogan să-ți dea așa drumul pe o trapă și te duci tu direct în cimitir să nu-i încurci pe averea acolo care așteaptă să dea. Și uite, să nu-l încurci pe moroconosul ăsta. Păi, ăsta așteaptă să dea, bă, și eu. Eu hai, că mă mai duc, dar puștiu că ăsta stăte Dumnezeu, bă. Mamă, first ride. Ah, păi la first ride era last ride. Ia uite-l pe ăsta. No, uite-l, bă, că-i drept, bă. Du-te, bă, de aici, n-ai cum, bă. De ăsta, uite-o-lea, că cu rechin pe acolo. No. Nu, deci ăsta e ultra speed. Ăsta e Lamborghini Gallardo, bă, ce să mai. Nu, second ride. Ah, păi la second ride acolo rămâneam. Second sneak era. Cu rechin pe lângă, bă, cu rechin pe lângă, bă. No, deci eu nu cred că există așa, deci eu nu cred că există așa ceva, bă. No, fuck, deci dacă există asta. No. Nu, deci nu există asta, bă. Deci asta nu există. Bă, nepoate, bă, te-ai dus și nu te-ai mai. Uite-l că s-o. Deci o căzut la linia orizontului. Deci nu mai există. S-a terminat. Ferească Dumnezeu dacă nu văd acolo Tour Eiffel, să mor dacă nu. Doamne, văleu. Nu, nu, nu. Nu, 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 te-ai dus, te-ai dus. Uliu! Uliu! Cred că am făcut o migrenă, că mă doare un pic capul, știi? Cred că mi s-a înfundat și nasul, că am înghețit apă, știi? Ei, bă, băieți, dacă vreți să mă credeți, nu mi-e prea bine, mă simt un pic răuț. Și cred că ar trebui să mă țin de promisiune și să vorbesc prin cornul roșinii. Pentru că lucrurile astea
Nu se fac, chiar nu se fac. Și ăsta este Fulger McQueen, asta e săgeata roșii, nervosul roșu. Uitați-l la nervosul roșu. Aici nu, te-ai dus, te-ai întors. Deci topogani, Siberia lângă, munții Apuseni. Nu mai e ce să faci. Bă, nepotule, bă, dar cu ce? Uite că îmi se închide taca. Bă, și ești singur aici, bă, nici măta, nici nimeni să zic, bă, te-am iubit, bă, nimeni, bă. Na, du-te, bă, de aici, bă. Și-ți dă drumul așa când vrea mușchiul lui, bă. Bă, lași pe la... Mamă, să mor. What the fuck? What? Băi, băiatule, bă! Deci vă zic sincer, ca să mă calmez, am nevoie un pic să mă uit la cu totul altceva. Uite-ți ce rățușcă drăguță. Hei, rățușco, uite așa mai bine, bă. Uite-ți ce bine mă simt acum. Fără gălăcii, fără să mori, uite-ți rățușcă. Ce drăguț, nu? Așa că cam ăsta a fost clipul. Mă bucur că îl închei într-un final cu o stare bună, bă. Am plâns destul, mi-a ținut respirația, m-am udat, m-am intrat apă în ochi, în gură, destul. Acum vreau pace și liniște, bă. Cum zicea și baba aia, moara cu noroc, omul să fie fericit cu ce are, căci dacă e nu banii, ci liniștea colibă lui îl va face fericit. Ok, uite, în final... Am reținut și eu ceva din 12 ani de școală. Postăm în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2, așa că nu uitați să activați clopoțelul, bă, să lăsați un like la videoclip, să ne vedem și acolo pe Instagram, să ne facem o dată 300.000, bă, să le dăm la toți ăștia în cap, bă, să facem 300.000, să fim șmecheri. În caz de vreți să vă luați haine sau papuși șmecheri, aveți acolo codul SNEAK pe Fushou pentru 10% reducere cu și transport gratuit. Și ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți sport mult și deți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bum, bum!